Seara aceasta, tema noastră, cum ar trebui să știți dacă ați urmărit studiul până acum și dacă sunteți familiar cu mărturisirea de credință din 1689, care este mărturisirea de credință a Bisericii, deși suspectez că foarte mulți din biserica noastră n-au citit-o vreodată, lucrul acesta ar fi bine de rectificat, că totuși este mărturisirea după care se ghidează biserica noastră. Este un document minunat, un document de valoare istorică, un document de valoare teologică, un document din care avem multe de învățat, în sensul că ne îndreaptă, ne îndrumă spre Sfintele Scripturi și ne ajută să învățăm din Sfintele Scripturi. Ne aflăm la capitolul 3 din mărturisire, despre decretele veșnice sau despre decretele eterne ale lui Dumnezeu. Este o temă dificilă, este o temă complexă, dar totuși vom încerca să fim cât mai clari, cât mai deslușiți, cât mai succint la fiecare punct. Voi citi fiecare punct din acest capitol și vom interoga, vom dialoga cu mărturisirea de credință, să încercăm să înțelegem mai bine care este învățătura care ea ne-o propune din Sfintele Scripturi. Primul punct din capitolul 3. Dumnezeu a hotărât sau a decretat toate lucrurile care trebuie să se întâmple. Și a făcut acest lucru în El însuși, încă din eternitate, prin înțelepciunea sa perfectă și prin sfatul sfânt al voii sale, în mod liber și fără schimbare. Cu toate acestea, El a făcut acest lucru într-un mod în care Dumnezeu nu este nici autorul păcatului, nici nu are vreo răspundere ori amestec în păcatul vreunei persoane. Nici nu încalcă voința liberă a creaturii sale și nici nu sunt luate astfel de la om libertatea ori răspunderea pentru consecințele acțiunilor oamenilor. Și mai degrabă, acestea din urmă sunt stabilite. În toate acestea, înțelepciunea lui Dumnezeu este arătată în ce privește domnia sa asupra tuturor lucrurilor, după cum este puterea și credincioșia sa în împlinirea hotărârii sale. Prima întrebare care trebuie să ne punem este ce a făcut Dumnezeu? Și mărturisirea ne spune că Dumnezeu a decretat, a hotărât. A decreta înseamnă a ordona printr-un decret sau a stabili printr-o decizie a unei autorități. Asta este sensul cuvântului. A doua întrebare ar fi ce anume a decretat. Și mărturisirea de credință ne spune, precum Scriptura, Dumnezeu a hotărât, a rânduit, a decretat toate lucrurile. De la cele mai mici lucruri la cele mai mari lucruri. De la evenimente istorice la mișcarea unui atom în jurul nucleului. Dumnezeu a decretat absolut toate lucrurile și Biblia atestă lucrul acesta vorbind despre felul în care Dumnezeu a planificat totul de la început, despre felul în care Dumnezeu este suveran peste cele mai mici lucruri, cum ar fi aruncarea unui zar, și peste cele mai importante lucruri, cum ar fi inima unui împărat sau un eveniment istoric. Dumnezeu a hotărât toate lucrurile. A treia întrebare ar fi cu cine s-a consultat Dumnezeu sau cine a fost implicat în aceste hotărâri. Și mărturisirea de credință ne spune că cu absolut nimeni. Dumnezeu a făcut acest lucru, aceste decrete, în El însuși și prin înțelepciunea sa perfectă și prin sfatul sfânt al voii sale. În alte cuvinte, mărturisirea ne spune că în mod liber, adică neconstrâns sau neîmpins de absolut nimic sau de absolut nimeni. O libertate deplină, absolută în aceste rânduieli, în aceste decrete. Biblia vorbește despre lucrul acesta, despre faptul că Dumnezeu nu avea nevoie și cu adevărat nu s-a consultat cu nimeni, nu a depins de absolut nimeni și sunt multe pasaje în Sfintele Scripturi în care Dumnezeu taxează aroganța omului când omul pretinde că ar avea un cuvânt de spus în acest sens înaintea lui Dumnezeu. În Iov 38:4, de exemplu, este această întrebare din partea lui Dumnezeu. Unde erai când am așezat temeliile pământului? Spune dacă ai pricepere. Răspunsul este
clar, nu eram, nu existam, nu am participat cu absolut nimic la actul creativ al lui Dumnezeu, la hotărârile lui eterne. Sau în Isaia 40 cu 14 este această întrebare. Cu cine s-a sfătuit El, adică Dumnezeu, ca să fie luminat? Sau altfel spus, cine l-a învățat pe Dumnezeu? Nimeni. Dumnezeu nu are nevoie ca să fie învățat, Dumnezeu nu se sfătuiește cu absolut nimeni. Dumnezeu în mod liber și în înțelepciunea Lui deplină și prin El însuși a luat toate aceste hotărâri. A patra întrebare ar fi, când a făcut Dumnezeu aceasta? Când a luat aceste decizii? Când a enunțat aceste decrete? Și mărturisirea de credință ne spune încă din eternitate, încă din veșnicie. Este o frază cât se poate de complexă și dacă treci așa cu gândul peste ea, zici, a, da, de mult. Nu, nu. Încă din eternitate. Adică nu a fost vreodată un timp când aceste decrete n-au fost enunțate de Dumnezeu. N-a fost un timp în afara timpului când Dumnezeu nu a luat aceste decizii. Lucrul acesta este important pentru a prezenta în mod corect caracterul atemporal al lui Dumnezeu. Să nu ne gândim la Dumnezeu ca și cum ar fi un om care astăzi ar decide un lucru, mâine mai decide un lucru, astăzi face ceva, mâine mai adaugă la acel proiect. Cum facem noi? Astăzi punem o cărămidă, mâine mai punem o cărămidă și încet, încet zidim o casă. Nu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este etern, infinit, este în afara timpului și în afara spațiului. Toate aceste decrete ale lui Dumnezeu sunt din veșnicie și sunt fără schimbare. N-a existat un timp în care Dumnezeu n-a știut ce va face. Oare voi crea, se gândea Dumnezeu, sau oare nu voi crea? Ar fi o idee bună sau n-ar fi o idee bună? Asta ar fi ceva imaginat de noi absolut absurd. N-a existat așa ceva în eternitate. Dumnezeu n-a stat vreodată ca să ia o decizie în felul în care noi luăm o decizie. Acum sau ieri nu am fost luat acea decizie, astăzi m-am hotărât și am luat o decizie. Aceasta nu există în Dumnezeu pentru că în Dumnezeu nu există schimbare. Ca atare, decretele acestea, când vorbim despre ele mai mult, țin de decretele logice a lui Dumnezeu. Noi când vorbim despre ordinea decretelor, vorbim despre ordinea logică sau ordinea prezentată în Biblie a hotărârilor lui Dumnezeu. În niciun caz nu credem că Dumnezeu azi a hotărât ceva, mâine altceva și așa mai departe. Da? Pentru că pentru Dumnezeu nu există așa ceva. Nu există asemenea constrângeri. Dacă El a decretat totul, dacă El a decretat totul din veșnicie, dacă El a decretat absolut totul, întrebarea va răsuna în mintea noastră, El a decretat atunci și păcatul? Este o întrebare cu care trebuie să ne confruntăm. Și răspunsul la această întrebare este da. Dumnezeu a hotărât să fie păcat. Dacă Dumnezeu nu ar fi hotărât, nu ar fi permis, nu ar fi rânduit, nu ar fi decretat existența păcatului, păcatul nu ar fi existat. Dumnezeu a hotărât ca să fie păcat. Dumnezeu este suveran inclusiv peste păcat. Dar mărturisirea de credință ne învață și ne îndeamnă în mod extrem de corect când spune cu toate acestea, El a făcut acest lucru într-un mod în care Dumnezeu nu este nici autorul păcatului, nici nu are vreo răspundere sau vreun amestec în păcatul vreunui om. Trebuie ca să fim foarte, foarte clar și să facem această distinție. Dumnezeu este Cel care decretează existența păcatului, dar nu este Cel care săvârșește păcatul. Nu este autorul păcatului, nu este Cel care aduce păcatul în existență printr-un act al voinței sale în sensul că El ar păcătui. Dumnezeu nu este în niciun fel autorul păcatului. Cum atunci păcatul intră în existență, rămâne o taină. Cea mai bună teorie teologică la care subscriu și eu este că Dumnezeu a permis existența păcatului prin faptul că într-un moment în grădina Edenului și-a retras harul deasupra lui Adam. Harul care îl ținea pe Adam în această stare desăvârșită.
Dar Dumnezeu nu l-a împins pe Adam să păcătuiască. Ispita aceea a venit de la diavolul. O întrebare mai complexă, la care cred că nimeni nu poate ca să avanseze un răspuns coerent, este de unde a păcătuit Lucifer, de unde e impulsul de a păcătui în Lucifer, da? Trebuie să recunoaștem că nu știm lucrul acesta și nu avem răspuns la această întrebare, decât să spunem că Dumnezeu nu este sursa păcatului. Că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, că Dumnezeu nu poate păcătui. Biblia atestă lucrul acesta extrem de clar. Dumnezeu nu este autorul păcatului, dar El este suveran inclusiv peste păcat. Este suveran inclusiv peste existența păcatului și este suveran inclusiv peste săvârșirea păcatului. Tu n-ai putea păcătui dacă Dumnezeu nu ți-ar îngădui să păcătuiești, să fie foarte clar. Da? Ai vrea să spui o minciună. Deschizi gura să spui o minciună, Dumnezeu te poate trăzni pe loc, îți ia graiul, îți ia viața și nu mai apuci să spui absolut nimic. Da? Să fie foarte clar. De ce poți ca să spui acea minciună? Pentru că Dumnezeu a îngăduit, a permis, a rânduit lucrul acela, dar Dumnezeu nu te-a împins să minți, nu este autorul păcatului tău. Trebuie ca să aveți aceste categorii distincte în mintea dumneavoastră, altfel, dacă nu aveți aceste categorii biblice, nu veți putea face sens de Dumnezeul Scripturii. Da? Nu veți putea face sens. Așa, întrebare care decurge în mod natural de aici este: dacă Dumnezeu decretează absolut toate lucrurile, inclusiv păcatul, suntem noi responsabili atunci? Mai avem noi vreo responsabilitate dacă Dumnezeu a rânduit aceste lucruri? Și răspunsul este da. Răspunsul este da. Mărturisirea de credință ne spune în felul următor: pentru că nici nu încalcă voința liberă a creaturii sale și nici nu sunt luate astfel de la om libertatea sau răspunderea pentru consecințele acțiunilor oamenilor. În contrar cu ceea ce cred foarte mulți oameni care n-au citit o pagină dintr-o carte reformată sau calvinistă, calviniștii, doctrina, teologia reformată, afirmă libertatea omului, voința liberă. Doar că definim libertatea și libertatea voinței noastre sau responsabilitatea voinței noastre în termeni biblici și nu în termeni inventați de oameni. Ci mai degrabă, spune mărturisirea, acestea din urmă sunt stabilite, adică sunt întărite. Responsabilitatea noastră sunt stabilite de Dumnezeu pentru că El lucrează în decretele Lui în așa fel încât să nu violenteze libertatea noastră. Libertatea noastră, trebuie să înțelegem, este total diferită de libertatea lui Dumnezeu. Ne aflăm în categorii diferite când vorbim despre libertatea lui Dumnezeu și când vorbim despre libertatea umană. Lucrul acesta este adevărat pentru că noi suntem făpturi contingente, adică nu este necesar să existăm. Dumnezeu este o persoană necesară. Este necesar ca Dumnezeu să existe. Nu este necesar ca eu și cu tine să existăm. Noi nu avem în noi existența în noi înșine. Nu suntem susținătorii noștri sau sursa proprie de existență, precum este Dumnezeu. Facem parte din clase, din categorii diferite. Dumnezeu este o ființă necesară, prin sine însuși trebuie să existe, este necesar să existe. Așa, la un moment dat, unii filosofi ziceau că dacă Dumnezeu n-ar exista, oamenii ar fi nevoiți să-L inventeze. Da? De ce? Pentru că Dumnezeu trebuie să existe. Chiar dacă foarte mulți oameni nu vor ca să existe. Pentru existența noastră e nevoie ca El să existe. Da? Este, la un moment dat, o necesitate logică. Noi nu suntem așa. Noi suntem ființe care am putea sau n-am putea să existăm. Dacă eu mor mâine, este fără consecințe pentru lumea aceasta. Poate ar fi într-un fel consecință pentru voi, ar fi dor de mine, dar lumea ar merge înainte. Dacă, precum este deseori greșit citat Friedrich Nietzsche, Dumnezeu ar muri, lumea asta n-ar mai exista. Nu s-ar trezi toată lumea mâine și ar spune, ok, Dumnezeu a murit. Și ce dacă mergem înainte? Nu, existența ar exista. De ce? Pentru că El este sursa existenței. Da? Ne aflăm în două categorii diferite când vorbim despre persoana lui Dumnezeu și despre persoana noastră. Și lucrul acesta este important de înțeles, pentru că dacă nu înțelegem
această distinție. La asta se referă Biblia când spune că Dumnezeu este sfânt. Când Biblia vorbește despre Dumnezeu care este sfânt, 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 nu se referă la faptul că Dumnezeu este mult mai moral decât tine. Se referă la faptul că El este distinct. El este total separat de creația sa. Cum? Tu ești creat, El nu este. El trebuie să existe, tu ești fără consecință. Eu și cu tine suntem fără consecință. Da? El nu are o sursă a existenței Lui, El este sursa existenței noastre. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta, pentru că dacă nu înțelegem diferența aceasta de clase de existență, diferențele acestea ontologice, nu vom putea înțelege diferențele între libertatea noastră și libertatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru o creatură, pentru o făptură creată, pentru o făptură contingentă, da? Că este liberă? Înseamnă oare că poate face orice? Ai senzația că poți face orice? Să fim serioși. Înseamnă că poate face tot ceea ce vrea? Sunt probabil multe lucruri care ai dori să le faci și nu le poți face. Nu-ți permiți, n-ai posibilitățile, n-ai puterea, n-ai finanțele, n-ai... Da? Nu poți face tot ceea ce vrei. Înseamnă oare că poți ca să vrei orice? Nici atâta nu ești în stare. Ai avut vreodată momentele acelea în care ai înțeles cu mintea ta că ar trebui să vrei un lucru. Ar trebui ca să vrei să-ți pese rău de un păcat care l-ai făcut. Sau ar trebui ca să vrei să ai o atitudine potrivită în un anumit moment. Ai înțeles. Dar n-ai putut să vrei. Oricât te-ai bătut de pământ, n-ai putut să vrei. De ce? Pentru că nici ca să vrei până la urmă nu este în deplin control al tău. Dacă ar fi așa de simplu, ca să-ți poți seta tu voința, da? Toate lucrurile ar fi foarte ușor. De exemplu, dietele ar fi foarte ușor. Te-ai setat. Eu de astăzi vreau să mânc numai sănătos. Și ai mâncat numai sănătos, nu? Poți? Încearcă. Sau, zic tinerii, eu sunt liber să fumez, eu sunt liber să mă droghez. Dar ești liber să nu o faci? La fel de liber. Încearcă. Să vezi cât de greu este ca să îți controlezi propria voință, da? Până la urmă, nici ceea ce vrei nu este în controlul tău. Sau dacă vrei anumite lucruri, te-ai întrebat de ce le vrei sau de ce îți plac. Dacă te-aș întreba care e culoarea ta favorită, poate zice albastru. A mea e albastră. Da? Dacă m-ai întrebat de ce, până la mână că n-aș putea să vă explic în mod corect de ce. Nu știu. Factorii care au dus la aspectul ăsta din persoana mea, din personalitatea mea, că îmi place culoarea albastră, nu-s cunoscuți mie. Poate că a fost o păturică albastră cu care m-am învălit mama și de atunci am îndrăgit culoarea albastră. Nu știu, nici nu am cum ști. Și al doilea, nu este în controlul meu. Cum am ajuns să-mi plac albastru, nu știu și nu este în controlul meu. Este același lucru cu multe, cu cele mai multe, cu toate, de fapt, aspectele din personalitatea mea. Când eram mic nu-mi plăcea spanacul, acum ador spanacul. De ce? Nu știu. Da? Nu știu. Până la urmă, nici ceea ce dorim, nici ceea ce vrem, nu este în deplin control. Vedeți? Pentru o făptură creată, o făptură dependentă, libertatea este una finită. Este una restrânsă. Este secundară în calitatea ei. Și totuși, chiar dacă înțelegem aceste limite, chiar dacă înțelegem că suntem într-o categorie inferioară de libertate, totuși este reală. În sensul că responsabilitatea deciziilor noastre rămâne asupra noastră. În sensul că nimeni n-ar accepta acest argument. Să mă duc în fața unui judecător, după ce am ucis pe cineva, și să zic, domnule judecător, toate circumstanțele care au dus la acel act de-a lungul vieții mele, de la nașterea mea într-o familie care eu n-am decis-o, la toate evenimentele care m-au marcat de-a lungul vieții, m-au condus în mod inevitabil la momentul în care eu cu sânge rece l-am omorât pe respectivul individ. Ca atare eu nu sunt culpabil. Pentru că eu nu sunt deplin liber. Pentru că toate chestiile astea care m-au format, care m-au restrâns, n-au fost în controlul meu. Judecătorul ar spune, da, ai dreptate. Într-adevăr, nu ești Dumnezeu. Dar ești responsabil pentru actul săvârșit. Și un ateu
ar înțelege lucrul acesta. Clasa noastră, categoria noastră de libertate este una secundară, este una inferioară. Dumnezeu este în altă categorie. Asupra lui Dumnezeu nu împinge vreo restricționare în voința Lui, în afara Lui. Dumnezeu nu-i constrâns că nu poate să facă ceva în sensul că nu are puterea să facă ceva. Dumnezeu nu-i constrâns în sensul că dacă ar vrea ca să aibă o anumită voință, El nu și-o poate genera. Dumnezeu este constrâns doar de propria Lui identitate, doar de propria Lui natură. Dumnezeu nu poate păcătui pentru că El este Sfânt, pentru că nu vrea să păcătuiască. Da? Nu pentru că n-ar avea puterea fizică, să zicem. Dar noi de multe ori nu păcătuim pentru că nu avem puterea fizică, pur și simplu. Nu avem resursele necesare. Dacă noi avem avea resursele care le au unii dintre cei mai mari păcătoși din lumea aceasta, am avea banii lor, accesul lor, faima lor, am fi poate la fel de păcătoși ca și ei. Mulți dintre noi nu suntem la fel de păcătoși pentru că nu avem oportunitatea, pur și simplu. Nu ne permitem lucrurile care alții și le permit sau sunt alte lucruri care ne constrâng ca să nu facem acele lucruri. Dumnezeu nu are asemenea constrângeri externe. Singura constrângere este internă și Dumnezeu este deplin liber să facă tot ceea ce vrea El ca să facă. După buna plăcerii a voii sale. Cum poate atunci Dumnezeu să decreteze ce se va întâmpla și totuși eu să fiu responsabil pentru ce am făcut ca parte a împlinirii acelui decret? Asta este până la urmă întrebarea. Și răspunsul este pentru că Dumnezeu nu este o făptură, o persoană subordonată, nu este limitat, nu este dependent de ceva, nu este contingent cum sunt eu. Dumnezeu este total primar, total sfânt, total separat. El este cauza primară a tuturor lucrurilor, agentul primar, mișcătorul primar și El este liber absolut și decretează tot ceea ce se întâmplă ca și acea cauză absolută primară. Iar noi, tot liberi, dar liberi în parametrii umani, în categoria existenței umane, de făpture create, tot liberi acționăm ca și agenți liberi și suntem cauze secundare care împlinesc în mod liber decretele lui Dumnezeu. Suntem cauze secundare care în mod liber acționează și împlinesc ceea ce Dumnezeu a decretat. De exemplu, gândiți-vă la faptul că cele mai multe lucruri care le-ați făcut în viața dumneavoastră, nu le-ați făcut pentru că undeva, în Biblie sau altundeva, v-a spus Dumnezeu să faceți lucrul acela. Și totuși l-ați făcut conform planului lui Dumnezeu. Ca atare, nu puteți ca să vă treziți într-o dimineață și să spuneți: dar Doamne, Tu mi-ai spus să fac chestia aia, Tu m-ai forțat. Nu, Tu te-ai trezit și de bună voie și nesilit de nimeni ai făcut toate măgăriile care le-ai făcut și toate măgăriile și prostiile care eu le-am făcut. Cauza secundară. Cauza primară este că Dumnezeu a rânduit ca toate acele lucruri să se întâmple. Cele două nu se anulează. Dacă nu vei putea ca să gândești în categoriile acestea filosofice, teologice, a Scripturii, Dumnezeu nu va face sens pentru tine. Nu va face sens pentru tine. Dacă vei gândi întotdeauna în ideea aceasta de cauză și efect la același nivel, da? Eu cauzez ceva, are un efect. În aceeași realitate, în aceeași categorie, da? Nu va face sens cum Dumnezeu poate cauza ceva într-o altă categorie, într-o altă realitate care se manifestă prin cauze secundare libere, dar dependente de decretele Lui. Nu va face sens pentru mine. Cine este Dumnezeul acesta? Dacă îl vei încerca să-L tragi pe Dumnezeu din sfera infinitului Său în viața ta de aici, de acum și să zici: dar cum poate El ca să mă controleze pe mine și totuși să nu fie responsabil? Pentru că El nu te controlează în sensul cum te gândești tu. Că ia mâna și îți mișcă mâna așa să dai o palmă la cineva. A, Dumnezeu m-a făcut! Nu. Nu, Dumnezeu nu te-a făcut. Tu în mod liber ai dat palma aceea. Dar Dumnezeu a hotărât ca tu să dai acea palmă. Da? Este ceva care în multe feluri depășește capacitatea noastră de a înțelege și pe de altă parte nu este chiar așa de complicat. Deci, Dumnezeu
este cauza primară, el este cel care prin decretele lui hotărăște ceea ce se va întâmpla, iar noi, ca și cauze secundare, în mod liber, în mod liber, fără a avea voința noastră violentată, fără a avea libertatea noastră violentată, îndeplinim acele decrete. A șaptea întrebare. De ce? De ce decretează Dumnezeu toate lucrurile? Mărturisirea ne spune că în toate acestea, înțelepciunea lui Dumnezeu este arătată în ce privește domnia sa asupra tuturor lucrurilor. După cum este arătată și puterea și credincioșia sa în împlinirea hotărârilor sale. Într-un cuvânt, într-o sintagmă scurtă, pentru arătarea slavei lui Dumnezeu, El hotărăște toate lucrurile. De aceea le decretează, de aceea a luat aceste decizii, de aceea tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă. Și acum ne-a amintit fratele Andrei, ne aflăm în teatru slavei lui Dumnezeu, zicea Calvin. Tot ceea ce există se petrece pe această scenă a Universului pentru a arăta, a manifesta slava lui Dumnezeu. Asta este scopul. Pe de altă parte, ne-am putea pune întrebarea, cine altcineva ar putea decreta toate aceste lucruri, dacă nu Dumnezeu? Într-un fel, întrebarea de ce decretează Dumnezeu toate lucrurile este o întrebare absurdă. Cine altcineva le-ar putea decreta decât Dumnezeu? Cine altcineva ar putea fi în afara timpului și a spațiului și să hotărască toate lucrurile înainte ca lucrurile să existe decât Dumnezeu? Altfel spus, cel care decretează toate lucrurile este prin definiție Dumnezeu. De aceea este așa de periculos să ne punem noi în poziția de a presupune că am putea ca să decretăm sau să influențăm deciziile lui Dumnezeu în sensul acesta. Dumnezeu este Dumnezeu și trebuie lăsat să fie Dumnezeu. Punctul 2 spune felul următor. Cu toate că Dumnezeu cunoaște orice ar putea să se întâmple sau se va întâmpla în toate circumstanțele imaginabile, totuși El nu a hotărât nimic pentru că El a prevăzut acel lucru în viitor sau pentru că acel lucru s-ar fi întâmplat oricum în anumite circunstanțe. De aici ne punem întrebarea, cunoaște Dumnezeu toate lucrurile? Și mărturisirea răspunde afirmativ, cu toate că Dumnezeu cunoaște orice ar putea să se întâmple sau ce se va întâmpla în toate circumstanțele imaginabile. Întrebarea mai pertinentă este de ce cunoaște Dumnezeu toate lucrurile? Toată lumea e de acord că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Întrebarea mai arzătoare este de ce cunoaște Dumnezeu toate lucrurile? Și răspunsul corect biblic este pentru că El a decretat toate lucrurile. Cunoașterea lui Dumnezeu este strict legată de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaște pasiv. Nu este doar un consumator de informații, un devorator de informații. Dumnezeu cunoaște pentru că El decretează. Pentru că El decretează. Ți-ar putea pune întrebarea, de exemplu, dacă cunoașterea lui Dumnezeu este sigură, este certă. Altfel spus, s-ar putea oare ca Dumnezeu să fie greșit vreodată în cunoașterea sa? Orice creștin veritabil ar trebui să răspundă nu. Dar pe ce bază răspunde nu? De ce n-ar putea Dumnezeu la un moment dat să învețe ceva nou? Orice creștin ar spune pentru că în Dumnezeu nu există schimbare. Da? Nu. Pentru că cunoașterea sa este perfectă. Este infinită și o schimbare în cunoașterea lui ar denota faptul că n-a fost perfectă. Noi învățăm lucruri noi. Dovedim că nu știam anumite lucruri. Cunoașterea noastră a fost parțială. Cunoașterea Lui este perfectă, este infinită. Dar dacă El ar cunoaște, de exemplu, un lucru, că acel lucru se va întâmpla, ce anume garantează că această cunoaștere a Lui Dumnezeu se va împlini? Simplu fapt că El o cunoaște? De la sine garantează? Nu. Pentru că El a decretat acel lucru, pentru că El a hotărât acel lucru, iar decretul lui Dumnezeu este sigur datorită puterii lui Dumnezeu, datorită suveranității lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu este sigură pentru că El determină lucrurile care trebuie să se întâmple. Altfel, El n-ar putea ca să aibă o cunoaștere certă. Noi nu avem o cunoaștere certă. Dacă eu vă spun, de exemplu, ce am de gând să fac mâine și vă spun, uite, cu certitudine vă spun că mâine ne întâlnim la ora 9 aici,
Eu nu știu că lucrul ăsta se va întâmpla. Nici dumneavoastră nu știți și nimeni nu știe. S-ar putea ca mâine la ora 9 toată lumea aceasta să fie anihilată. Da? S-ar putea ca clădirea asta să se prăbușească. S-ar putea să fim toți morți. Eu n-am cum să am o certitudine a unei evenimente în viitor. Să zic, eu cunosc că lucrul ăla se va întâmpla, dar Dumnezeu are. De ce? Pentru că Dumnezeu stabilește lucrurile care se vor întâmpla. Când Dumnezeu spune că El cunoaște sfârșitul de la început, de ce îl cunoaște? Pentru că El a hotărât care va fi sfârșitul și El a hotărât tot ceea ce se va întâmpla să ducă la acel sfârșit. Dumnezeu nu cunoaște ceva pentru că acel lucru se va întâmpla și nu decretează ceva pentru că El cunoaște pasiv și văzând că un lucru oricum se va întâmpla, zice, hai acum oricum ca să-l decretez. Păi oricum se va întâmpla. Mihai oricum va face chestia aia care eu am văzut că o va face. Și dacă oricum o va face, hai acum să o pun în scris. Să o fac formală, să decretez ceva care oricum s-ar face. Nu mi s-ar părea un Dumnezeu absurd? Care se uită la ceea ce noi facem și după ce a văzut că o să o facem sau s-a împlinit fapta, spune dacă tot ai făcut aia, fă aia! Ce Dumnezeu ar fi ăsta? Nu, Dumnezeu neconstrâns de nimic, neprevăzând că tu vei face ceva, pentru că de unde să faci ceva când nu existai? Hotărăște ceea ce urmează să se întâmplă. Totuși El, spune mărturisirea, nu a hotărât nimic pentru că El a prevăzut acel lucru în viitor sau pentru că acel lucru s-ar fi întâmplat oricum în anumite circumstanțe. Altfel spus, Dumnezeu întâmplă lucrurile, cum zicea fratele Levi, lucrurile nu se întâmplă de la sine și Dumnezeu pur și simplu cunoaște că se vor întâmpla. Ele de aceea se întâmplă, pentru că Dumnezeu a hotărât ca să se întâmple. Considerați acest lucru. Înainte ca ceva să se întâmple, înainte ca ceva să existe, înainte ca un decret al lui Dumnezeu logic ca să existe, era necesar un lucru. Cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să cunoască lucrurile care le-a hotărât. La fel cum și noi, da? Înainte ca să hotărăsc ce voi face mâine dimineață, de exemplu, mă gândesc la mâine dimineață. Că mâine dimineață. Ce aș putea eu să fac mâine dimineață? Aș putea să mă duc până la magazinul de bricolaj să aleg niște faianță. Ok. Bun. Am hotărât. Mă duc mâine la magazinul de bricolaj să aleg faianță. Ce a venit înainte de hotărâre? Cunoașterea faptului că există un magazin de bricolaj, că vreau să mă duc acolo și mai departe. Acum dacă ne gândim, și este foarte greu, în perspectiva eternă. Înainte ca Dumnezeu să zică am hotărât să-l creez pe Iuliu, a trebuit să se gândească la persoana lui Iuliu. A trebuit să-și o, în cuvânt care nu-mi place, dar am altul, să-și-l imagineze pe Iuliu. Să-l cunoască pe Iuliu. Și apoi să decreteze existența lui Iuliu. Țineți minte, vorbim de pași logici, nu în timp. N-a existat un timp în care Dumnezeu n-a știut de existența lui Iuliu. N-a existat un timp în care Dumnezeu nu l-a cunoscut pe Iuliu. N-a existat nici măcar un timp, timp între ghilimele, în care Dumnezeu n-a hotărât ca Iuliu să existe. Dar în logica divină, cunoașterea vine înaintea decretului. La fel cum vine și în logica noastră. Înainte cunoaștem, gândim, iar apoi hotărâm. Cunoașteți toți lozinca aceasta filosofică, cogito ergo sum. Gândesc, așadar exist. Dacă ar fi să o ridicăm la un alt nivel, am putea spune Dumnezeu gândește, așadar totul există. Simplu fapt că Dumnezeu gândește necesită existența noastră. Dacă Dumnezeu nu s-ar mai gândi la asta, dacă Dumnezeu nu s-ar mai gândi la noi, am existat din existență. Dar faptul că Dumnezeu s-a gândit la noi a dat naștere existenței noastre. Punctul 3. Prin hotărârea lui Dumnezeu și cu scopul demonstrării gloriei sale, anumite ființe umane și îngeri sunt predestinate, sau hotărâți mai dinainte, la avea parte de viață veșnică prin Iisus Hristos spre lauda Harului Său glorios. Alții sunt lăsați să continue în păcatul lor spre condamnarea lor dreaptă, spre lauda dreptății sale glorioase.
într-un cuvânt, într-un fragment, Mărturisirea ne spune că Dumnezeu predestinează. Și nu vom merge într-un mod exhaustiv aici, pentru că există alte capitole care tratează predestinarea, dar un aspect esențial al decretului Dumnezeu este aspectul acesta. Dumnezeu nu predestinează doar moleculele. Dumnezeu predestinează ființele care le-a creat la anumite destine. Cu ce scop predestinează Dumnezeu? Dacă deschizi la Efeseni 1 și vă uitați la versetul 5 și 6, taina aceasta predestinării este așa de frumos încapsulată pentru noi în aceste două versete și chiar v-aș recomanda ca să subliniați cuvintele acestea, pentru că cred că vor funcționa ca și o cheie de înțelegere a acestei taine. Uitați ce spune Apostolul Pavel. El, adică Dumnezeu, ne-a predestinat. Asta este propoziția principală. Asta ne spune care este teza a tot ceea ce urmează să discutăm în aceste două versete. El, adică Dumnezeu, ne-a predestinat. Și acum începe și să despachetează această taină. Și subliniați. Pentru ce am fost predestinați? Pentru înfiere. Prin ce am fost predestinați? Prin Iisus Hristos. După buna plăcerea voii sale. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ne-l-a arătat cu bunătate în prea iubitul Lui. Dumnezeu predestinează și ne-a predestinat pe noi, cei care ne încredem în El, pentru înfiere, prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei sale. Aveți toată taina predestinării despachetate de Apostolul Pavel pentru noi în două versete și nu permite timpul să mai discutăm pe aceasta. Pe cine? Pe cine anume predestinează Dumnezeu? Mărturisirea spune că anumite ființe umane și îngeri sunt predestinate sau hotărâți mai dinainte. Când am citit pentru prima dată, în sensul că realmente am citit și am văzut 1 Timotei 5 cu 21, m-a dat pe spate. Când Apostolul Pavel spune, te rog solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea îngerilor aleși. Îngerilor aleși. Există îngeri aleși. Apostolul Pavel nu ne spune mai mult despre asta. Face parte din tainele care el nu ne le-a comunicat din partea lui Dumnezeu. Dar îmi închipui că Apostolul Pavel știa ceva despre îngeri aleși. Va fi printre primele întrebări care o să le am când ajung în cer. Cum e cu îngerii aleși? Aș vrea să știu ceva despre îngerii aceștia aleși. Eu cred că și îngerii se minunează. Cei care n-au căzut din cer împreună cu Lucifer. Sau uită și se minunează și spun, de ce noi? De ce ei au fost ispitiți și acum sunt în iad și de ce noi nu? El e înger, eu sunt înger. Lucifer m-a abordat și pe mine. Eu cred că ei se minunează la harul lui Dumnezeu și la faptul că ei, îngerii aleși, vor fi în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie, în prezența dragostei lui Dumnezeu, iar cei căzuți nu. La fel cum noi ne vom minuna pentru o veșnicie. Doamne, de ce eu? Și nu vei găsi alt răspuns decât după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său. Asta este singurul răspuns. Asta vom cânta o veșnicie. Nu vom găsi răspunsul la care cei mai mulți așteaptă. A, Dumnezeu m-a mântuit pe mine pentru că ceva a găsit El acolo în mine. Mulți asta ar vrea ca să audă când ajung în cer. Doamne, de ce eu? Pentru că ai fost blond. Pentru că ai fost frumos. Pentru că mi-a plăcut de părinții tăi. Nu. Nu va spune nimic din tine. Nimic n-a meritat. Și doar după buna plăcerea voii sale și spre lauda slavei Harului Său, El ne-a ales pentru înfiere prin Iisus Hristos. Al doilea rând, nu doar îngerii, deși este logic că alegerea îngerilor ar fi cumva înaintea noastră, pentru că căderea îngerilor s-a întâmplat înainte de căderea noastră, dar și noi. Și sunt foarte multe texte care vorbesc despre aceasta, de exemplu Romani 8, 29 și 30, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca acesta să fie primul născut dintre mulți frați. La ce?
La ce ne-a predestinat? Ne-a predestinat, ne spune mărturisirea și Scriptura în multe locuri, la avea parte de viață veșnică prin Iisus Hristos. Aceasta ne-a predestinat. La avea parte de viață veșnică. Sunt momente, de exemplu, în Scripturi, când perdeaua, cortina tainei lui Dumnezeu este trasă la o parte și putem să vedem puțin dincolo. Faptele Apostolilor 13:48 este un asemenea moment. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. La aceasta erau rânduiți, la aceasta suntem noi rânduiți, la a fi înfiați prin Iisus Hristos în a primi viață veșnică împreună cu El. Ce se întâmplă cu restul? Ce se întâmplă cu restul? Alții sunt lăsați să continue în păcatul lor spre condamnarea lor dreaptă. Și imediat întrebarea ar fi, cu ce scop? Am înțeles de ce spre viață veșnică ar avea un scop, dar cu ce scop ar fi alții lăsați în condamnarea lor? Mărturisirea spune spre lauda dreptății sale glorioase. Spre lauda dreptății sale glorioase. Roman 9:22, de exemplu, ne spune: și ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei sale pregătite pentru distrugere. Matei 11:25-26, Domnul Iisus spune: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că... Și acum, laudă pe Dumnezeu pentru un lucru care, dacă nu înțelegi aceste categorii biblice, nu face sens pentru tine, pentru că ai ascuns aceste lucruri de la cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a plăcut ție. Ce lucru ciudat să lauzi pe Dumnezeu dacă nu înțelegi felul în care Dumnezeu a hotărât să-și arate slava și prin predestinarea la viață și prin decretul prin care a lăsat pe unii în condamnarea lor. Roman 9:17-18. Pentru că în Scripturi Dumnezeu îi spune lui Faraon: te-am ridicat ca să-mi arat în tine puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Astfel el are milă de cine își dorește și împietrește pe cine dorește. Ca tare discutăm, cred că v-ați dat seama, despre dubla predestinare. Și trebuie să clarificăm dacă Dumnezeu predestinează în mod identic când vine vorba de mântuire sau când vine vorba de reprobare, de condamnare. Și răspunsul este că nu. Dumnezeu nu în mod activ predestinează lucrurile în același fel. Dumnezeu în mod activ predestinează și lucrează mântuirea celor aleși. Dumnezeu este activ în predestinarea ta la viață și în alt fel trece peste cei care îi lasă sub condamnarea păcatului. Poziția mărturisirii de credință și a calvinismului istoric și a Scripturii de altfel este una asimetrică când vine vorba de dubla predestinare. Noi nu credem că Dumnezeu acționează în același fel în decretul predestinării spre viață și în hotărârea destinului de pierzare. Există o caricatură a dublii predestinări, care probabil cei mai mulți ați auzit-o, și caricatura sună cam așa. Dacă săracii oameni, inocenți, nu au fost predestinați la viață și au fost hotărâți la condamnare și la moarte, ce vină au ei? Cam așa sună caricatura despre decretul lui Dumnezeu de a lăsa pe unii sub condamnarea păcatului. Biblia, în schimb, prezintă lucrurile total altfel. Biblia prezintă ordinea logică și istorică a lucrurilor altfel. Și anume, în primul rând Dumnezeu a creat, apoi Dumnezeu a decretat și a permis căderea omului în păcat. Apoi Dumnezeu a condamnat toată omenirea, fără excepție, din cauza păcatului la moartea veșnică, la iad. Ca atare, este din această stare de condamnare în care se află toată omenirea, de unde trebuie să vedem bifurcația predestinării, sau cum aș vrea să numesc eu, furca eternă a predestinării. Dumnezeu, din acest moment, din acest punct logic în care toți se află sub condamnarea morții, în care toți merită iadul,
Dumnezeu a decretat pe unii la viață. I-a scos de sub condamnarea păcatului lor, prin decretul său etern, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a împlinit acel decret, prin lucrarea regenerării, prin credință, prin pocăință, prin sfințenie, prin perseverare și prin glorificare lucrate tot de Dumnezeu. Iar pe alții, vinovați, dușmani al lui Dumnezeu, pe drept condamnați pentru păcatul lor, i-a lăsat sub condamnarea care se aflau. Ăsta este narativul Scripturii. Nu există oameni inocenți pe care Dumnezeu i-a lăsat să meargă în iad. Nu există oameni care n-au făcut nimică împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a condamnat la iad. Nu există oameni care își doresc să fie în cer cu Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, nu! Tu trebuie să te duci în iad! Caricatura aceasta nu este biblică, este departe de narativul care ne arată Scriptura. Toți oamenii se aflau sub condamnarea lui Dumnezeu. Condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în harul Lui, a hotărât totuși să mântuie. Există sau existau, teoretic vorbind, de fapt nu existau, dar debităm noi doar pentru a ne pune aceste întrebări, trei posibilități logice. Dumnezeu putea să salveze toată omenirea, arătând doar slava harului Său. Dacă noi am fi căzut în păcat, toți eram sub condamnarea păcatului și Dumnezeu zicea, vă mântui pe toți. Vă iert pe toți. Îl trimit pe Fiul meu, moare pe cruce, nu pun nicio condiție și mântui pe toți. Și am fi văzut un Dumnezeu care este plin de har. Dumnezeu, al doua variantă, putea ca să mântuie pe absolut nimeni, arătând doar slava dreptății sale. Și îngerii ar fi proclamat pentru veșnicie, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, este drept în judecățile Lui. Nimeni în cer n-ar fi spus, Doamne, dar cum ai trimis miliarde și miliarde de oameni în iad? Și ar fi zis, ești drept, ești sfânt, ești bun. Pentru că ar fi fost drept să condamne întreaga omenire și să ne trimită pe toți în iad. Sau, trei, Dumnezeu putea să salveze pe unii, după buna plăcere a voii sale, prin harul său și pe alții, să-i lase sub dreapta condamnare sub care se aflau. În acest fel, arătând toate aspectele a slavei sale și a naturii sale glorioase, arătând dreptatea lui și mânia lui și ura lui față de păcat și harul lui și mila lui și bunătatea lui, la cruce vedem un tablou desăvârșit a naturii lui Dumnezeu. Acolo, în acel moment minunat, vedem sfințenia lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Este doar prin acest tablou prin care toată natura lui Dumnezeu poate fi arătată. Dumnezeu, evident, a ales această variantă și și-a arătat pe deplin slava sa. Și nimeni nu are dreptul ca să spună la Dumnezeu de ce. Sau era mai bine altfel. Când o să ai propriul tău univers, faci tu regulile. Când o să fii tu creatorul lumii, hotărăști tu cum vrei. Dar până atunci ai bunul simț. Să-ți imaginezi că poate Dumnezeu știe mai bine ca tine. Pentru că El este Dumnezeu și tu nu ești. Punctul 4. Acei îngeri și acele ființe umane care sunt predestinate și hotărâte mai dinainte pentru a avea viața veșnică, sunt desemnate în mod individual și irreversibil, iar numărul lor este atât de sigur și de bine definit, încât el nu poate fi nici crescut și nici diminuat. Punctul 5 spune, Dumnezeu a ales acele ființe umane care sunt predestinate la viață veșnică înainte de întemeierea lumii, în conformitate cu scopul său etern și neschimbat, cu sfatul său tainic și cu buna plăcere a voii sale. Dumnezeu i-a ales pe aceștia în Hristos pentru gloria veșnică, numai prin dragostea și harul său, fără ca în vreo creatură aleasă de el să existe vreo condiție sau cauză care să-l determine pe Dumnezeu să aleagă acea persoană. Mărturisirea ne spune că predestinarea este nominală, este personală.
sunt desemnate la mântuire în mod individual. Există un număr fix de indivizi cunoscuți de Dumnezeu care au fost hotărâți. Nu este o predestinare generală. Și Biblia atestă lucrul acesta. 2 Timotei 2,19 spune: totuși temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Ioan 7, versetul 1 și 2. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelor pe care I-ai dat Tu. Niciun calvinist, niciun baptist reformat nu neagă autoritatea lui Hristos peste orice făptură. Nu neagă faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos ar fi fost suficientă pentru orice făptură. Ci afirmă faptul că Hristos, în momentul în care și-a dat viața, și-a dat viața pentru aceea care Tatăl i-a dat. Asta spune Hristos în ultimele clipe pe cruce. Romani 8. Recitesc: că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și avem acel lanț de aur care nu poate fi rupt. Dumnezeu a avut o cunoaștere intimă, personală, a fiecărui persoane care i-a rânduit la viață. În al doilea rând, predestinarea la viață este sigură, este fără posibilitate de schimbare. Fără posibilitate de schimbare, în mod individual și irreversibil, iar numărul lor este atât de sigur încât nu poate nici să crească, nici să fie diminuat. Și acest lucru trebuie să fie evident pentru noi din natura lui Dumnezeu și din natura decretelor lui Dumnezeu. Avem de a face cu un Dumnezeu care nu se schimbă. Un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu etern, un Dumnezeu care decretează din eternitate. De aceea avem siguranță în hotărârile lui Dumnezeu. De aceea avem siguranță în hotărârile lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu a ales acele ființe umane care sunt predestinate la viață veșnică înaintea de întemeierea lumii. Și Biblia atestă lucrul acesta. Biblia ne vorbește despre faptul că numele au fost scrise în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Că jertfa de ispășire este prefigurată, dar într-un fel foarte real în ceruri, prin junghierea mielului înainte de întemeierea lumii. Toată drama aceasta, înainte să se întâmple pe pământ, la Golgota, s-a întâmplat în ceruri. S-a întâmplat în mintea lui Dumnezeu, dacă putem vorbi în sensul acesta uman. Înainte ca Hristos să moară pe cruce, a murit în mintea lui Dumnezeu. De aceea ne-a răbdat Dumnezeu mii de ani până a venit Hristos. În vederea crucii, privind la cruce și zicând: Hristos va muri pe acea cruce pentru aleșii Lui, de aceea nu-i nimicesc pe toți. Sunt teorii diferite despre harul general. Părerea mea este că și harul general își are rădăcina în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu revarsă harul Său asupra lumii acestea, ținând-o încă în existență, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos pentru aleșii Lui. De aceea spune Scriptura că mai zăbovește încă venirea Dumnezeului nostru. Pentru aleșii Lui, ca niciunul dintre noi să nu piară. Ca toți cei care trebuie să fie chemați în mod eficace la El, să fie chemați în mod eficient la El. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu are păreri de rău. Numărul 23:19 spune: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău sau să-și schimbe părerea. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Cu siguranță că va împlini. Una dintre cele mai mari probleme ale noastre și a lumii din jurul nostru este zeificarea lui Dumnezeu. Pentru a fi mai la îndemână noastră, pentru a fi mai acceptabil omului, începem și îl pictăm pe Dumnezeu precum zeii din antichitate. Precum ar fi unul dintre zeii greci pe muntele Athos. Precum ar fi un zeu într-adevăr foarte puternic, muntele Olympus, pardon, muntele Athos, Călugării. Într-adevăr, un zeu foarte puternic, într-adevăr, cu mult deasupra omului, dar totuși, în esență,
are multe trăsături omenești. Zeii grecilor erau extrem de omenești. Se înfuriau fără niciun motiv. Își schimbau părerea tot timpul. Erau mai răi ca oameni. Ideea aceasta că Dumnezeu cumva s-ar putea căi, s-ar putea schimba, sau să-i pară rău, sau să-și inverseze vreun decret, este datorită faptului că nu înțelegem cine este Dumnezeu, cu cine avem de-a face. Cât de distinct este față de creația sa. Dumnezeu nu își va schimba vreodată decretele lui. De aceea, hotărârea lui în predestinarea aleșilor să este neschimbabilă, este sigură. 3. Această hotărâre, această alegere este necondiționată. Nimic din afara lui Dumnezeu nu a contribuit la decizia lui Dumnezeu de a alege pe cineva la mântuire. Dumnezeu nu a fost determinat, afectat, influențat de absolut nimic în afara sa atunci când a ales pe unii la viață. De aceea Pavel spune în Romani 9:15, că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va place să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va place să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 2 Timotei 1, de la 9 la 10, ni se spune, El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului Său, pe care ni l-a dat în Hristos înainte de vremurile veșnicilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus lumina, viața și nemurirea prin Evanghelie. Care ar fi alternativa? Dacă nu este o alegere a lui Dumnezeu necondiționată de noi, de faptele noastre, de deciziile noastre, alternativa atunci ar fi alegerea condiționată a lui Dumnezeu. Mie mi-ar fi frică să vorbesc despre deciziile condiționate a lui Dumnezeu. Mie mi-ar fi frică să-L condiționez pe Dumnezeu în orice privință. Biblic nu există vreun suport pentru o asemenea teză că Dumnezeu și-a condiționat cumva decretele Lui datorită ceva în afara Lui. Ar fi în totală contradicție cu natura lui Dumnezeu și ar fi în totală contradicție cu logica. Cum am putut noi, făpturi inexistente, să condiționăm decretele lui Dumnezeu despre noi? Explicați-mi logic. Mai folosit exemplul acesta. Este precum un pictor ar sta în fața unei pânze, cum ar sta Casey. Casey îi place să picteze. Și ar sta și ar privi la pânză și m-ar zice, Casey, de ce faci? Aștept să se decide tabloul ce vrea să fie. Zice, fetiță, ești ok? Nu ar fi ok. Zice, nu faci, nu-i logic. Tabloul nu se poate decide. Tabloul nu există. Personajul din tablou nu există. Unde îs? Îs în mintea pictorului. Dumnezeu este pictorul existenței noastre. El nu se poate consulta cu personajele care nu există să-L întrebe, oare ce ați vrea să fiți? Mântuiți, nemântuiți, credincioși, necredincioși. Este aberant. Este împotriva logicii, este împotriva Scripturii, este împotriva naturii lui Dumnezeu. Punctul 6. Deoarece Dumnezeu i-a destinat pe cei aleși la glorie, tot așa El a prestabilit toate mijloacele necesare pentru a face acest lucru, în acord cu scopul voii sale veșnice și complet libere. Așadar, cei aleși, fiind căzut în Adam, sunt răscumpărați de Hristos, chemați în mod convingător la credință în Hristos prin Duhul Său Sfânt. Lucrând la vremea cuvenită, sunt justificați, adoptați, sfințiți și păstrați prin puterea Sa și prin credință la mântuire. Nimeni altcineva în afară de cei aleși nu este răscumpărat de Hristos, nici chemat la credință, nici justificat, adoptat, sfințit și mântuit. Decretul predestinării, precum toate decretele lui Dumnezeu, sunt complete. Sunt complete. Nu sunt generale, nu sunt generice, sunt complete. Respingem total
ideea de decrete generale ale lui Dumnezeu, în care Dumnezeu decretează niște lucruri generice, dar exact ce se va întâmpla, cum se va întâmpla sau chiar dacă se va întâmpla, rămâne de văzut. Asta este o erezie veche care a încercat să infiltreze creștinismul. Teismul deschis care spune că Dumnezeu a setat niște reguli, a învârtit rotița ceasului și acum lasă să se întâmple ce s-a întâmplat și vede. Cine a fi mântuit, a fi mântuit. Cine n-a fi mântuit, n-a fi mântuit. Până la urmă, nici el nu prea știe. Aberant. Dumnezeu când decretează un lucru, decretează toate mijloacele ca să îndeplinească acel lucru. Fie ele mijloace naturale, fie ele mijloace supranaturale. În providența lui Dumnezeu totul se întâmplă pentru ca decretele Lui să fie împlinite. A spune că Dumnezeu cumva, doar așa, în linii mari, dar de fapt El nu poate să determine, este un afront la persoana și puterea lui Dumnezeu. Fie că vorbim despre lucrurile cele mai minuscule, cum ar fi căderea unui fir de păr, dar mai ales când vorbim despre mântuirea celor aleși de Dumnezeu. Dumnezeu a ales, a decretat nu doar rezultatul, ci și toate cauzele secundare necesare pentru împlinirea acelui rezultat. Absolut toate. În acest sens, jertfa Domnului Iisus Hristos a procurat pentru cei aleși nu doar posibilitatea mântuirii, ci mântuirea în mod complet. Hristos n-a murit ca să-mi dea șansa să fiu mântuit. Hristos a murit să mă mântuie. A plătit, a achiziționat pentru cei pentru care s-a jertfit totul necesar pentru mântuirea lor. Asta înseamnă chemarea noastră, credința noastră, pocăința noastră, justificarea noastră, adopția noastră, sfințirea noastră, păstrarea noastră și în cele din urmă glorificarea noastră. Ispășirea nu este doar particulară în sensul că doar pentru cei aleși s-a săvârșit această ispășire, dar este și particulară în sensul că realizează ceva anume. Procură ceva anume. Rezultatele mântuirii sunt cumpărate prin ispășirea Domnului Iisus Hristos pentru cei aleși. Și în cele din urmă, 7. Doctrina acestei mari taine a predestinării trebuie utilizată cu prudență și cu grijă specială. Astfel încât aceia care sunt în ascultare de voia lui Dumnezeu, descoperit în cuvântul Său, și care se supun ei, să fie sigur de alegerea lor eternă, de la certitudinea chemării lor convingătoare. Astfel, această doctrină trebuie să promoveze lauda, reverența, admirația lui Dumnezeu și să încurajeze umilința, sârguința și să aducă multă mângâiere tuturor celor ce se supun în mod sincer Evangheliei. Încheiem cu această întrebare. De ce ne-a revelat Dumnezeu această taină? Și de ce este important să cunoaștem aceste taine a decretelor eterne a lui Dumnezeu? Pentru că această doctrină promovează lauda lui Dumnezeu, admirația, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu când ne minunăm la felul glorios în care a lucrat. Încurajează umilința când realizăm că nimic în noi nu l-a determinat pe Dumnezeu să ne mântuiască. Încurajează depărtarea de lenevire în viața de credință. De a lucra știind că este El care lucrează în noi și aduce multă mângâiere. Știind că prin toate văile prin care trecem, mântuirea noastră depinde de decretul Lui și nu de puterile noastre. De aceea este importantă această doctrină biblică despre Dumnezeu. Această doctrină care îl pictează pe Dumnezeu în fața oamenilor așa cum este El. Etern, infinit, în control, Cel care decretează toate lucrurile. Amin.